Bună ziua! Ne aflăm în vizită la domnul Liviu Ștefănescu, în localitatea Presaca Dâmbovița, la Columbodromul Internațional Fair Play. Balcanii Fair Play, în cadrul ediției a 10-a, am înțeles, ținut, da? Astăzi am înțeles că a fost ultima etapă, etapa finală, da? Cum a fost concursul? Localitatea Sufli din Grecia. La ce distanță? 430 de kilometri. Da, cum a fost concursul? Concursul a fost, până la ora actuală, destul de greu. Vremea nefavorabilă, având în vedere schimbarea vremii în ultimul timp și vântul din față, care a fost un handicap, se pare destul de serios pentru porumbei. Primele locuri cum, de către cine au fost câștigate? Deci, la acest derby foarte dur, s-au impus columbofilii români și sperăm să fie de bun augur această situație și să se repete în fiecare an. De mult românii n-au mai câștigat acest campionat internațional. Am văzut că ați avut o prezență masivă și din partea crescătorilor din străinătate. Spuneți-ne câteva cuvinte. În fiecare an crescătorii din străinătate ne-au susținut moral și material această inițiativă. Lăudabilă. Lăudabilă, să zicem așa, pentru că pune în valoare spiritul organizatoric al românilor, spiritul de fair play, spiritul de competiție până la urma urmei. Că asta contează și fac un apel la toți columbofilii români să susțină astfel de inițiative, pentru că ele duc înainte sportul columbofil românesc. Și, de fapt, aceste columbodrome reprezintă emblema nivelului la care s-a ajuns în România sportul columbofil. Contează foarte mult, pentru că numai așa ne putem susține prezența în topurile internaționale, prin participare la competiții. Și această inițiativă de a se organiza columbodromele face ca să ne întâlnim cu concurenți pe care niciodată nu, altfel nu aveai ocazia să te întâlnești cu ei. Spuneți-ne acum câteva cuvinte despre valoarea premiilor acordate. Am înțeles că sunt generoase. Este cel mai generos concurs de acest gen din sud-estul Europei. Am ținut acest sistem ridicat pentru a stimula la un nivel superior, material, performanțele. Cu cât este premia locul întâi? Deci premiul locul întâi este premia cu 10.000 de euro. Și premiile totale, domnul Ștefănescu, la cât se ridică? 35.000 de euro. Felicitări! Mulțumesc! Și câți ani de acum înainte doriți să mai organizați acest columbodrom? Eu aș vrea să organizez în fiecare an, cu toate riscurile respective, dar trebuie susținere. Trebuie susținere, în primul rând, de columbofilii români. Anul ăsta au lipsit așa zisa elită columbofilă românească, care nu înțeleg de ce nu au participat. Din contra, anul ăsta au venit poate columbofili mai modești, cu posibilități materiale mai modeste. Iar cei mari au stat acasă cu porumbei. Nu știu, nu înțeleg până la urmă. Eu consider că a fost o... Îmi pare rău. Pentru că toată lumea gândește că această competiție s-a transformat într-o afacere, dar nu este adevărat. Pentru că dacă se face o socoteală, nu se știe unde este nivelul, cine a câștigat. Ce se termină, cu minus sau cu plus? Nu se știe, deci niciodată nu se știe. Am pentru înțeles. Că nu au fost niște rezultate sau foarte mulți porumbei în finală, pentru că câștigul provine și de la numărul de porumbei. Să-ți acoperi cheltuielile care e în final. Ai puțin porumbei în finală. Ai puțin porumbei care se reîntorc. Practic, ești pe minus, să zicem așa. Și te dezamăgește. Da. Și te face e prima ediție la care eu renunți câteodată. Da. Că mulți au renunțat în seara asta la columbodrome. Tot datorită acestor. E multă muncă și satisfacțiile sunt mai puține. E prima ediție la care particip. Mi-a plăcut, sincer vă spun, consider că a fost o ediție reușită a Columbodromului și vă doresc mult succes în continuare. Mulțumesc.